Învăți mai ușor. Resurse educaționale deschise la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 5-a. Pentru această activitate este necesar să fii atent, să pregătești o coală de hârtie și instrumente de scris. Probabil ți se întâmplă și ție să te confrunți cu astfel de gânduri atunci când înveți. Unii elevi învață mai ușor la anumite discipline, alții mai greu. Unii sunt talentați la muzică, alții la sport. Unii învață mai ușor o limbă străină, alții matematica. Suntem diferiți și asta face ca fiecare să învățăm în ritm diferit și în felul nostru. Gândește-te acum la o situație în care ai învățat ușor și ai înțeles bine lecția la geografie, de exemplu. Notează pe foaie câteva aspecte care te-au ajutat să înțelegi lecția și care au depins în special de tine și mai puțin de profesorul tău sau de subiectul lecției. Probabil ai învățat mai ușor deoarece ți-a plăcut lecția, ți-ai făcut un plan, ai fost mai atent, ai avut încredere în tine, ai fost interesat. Cu siguranță că interesul, încrederea, concentrarea atenției, preferința sau un plan bine organizat te pot ajuta să înveți mai ușor. În continuare, vei descoperi câteva soluții care te pot ajuta să înțelegi mai ușor informațiile dintr-un text. Iată 8 idei care te pot ajuta să înțelegi mai bine un text. Să le luăm pe rând. Încearcă să faci legături între ceea ce citești și ceea ce știi deja. De exemplu, atunci când înveți la geografie despre sistemul solar, gândește-te ce știi tu deja despre acest subiect. Va fi mai ușor să reții alte informații noi. Acum notează 2-3 lucruri pe care le știi deja despre sistemul solar. Folosește scheme, hărți mentale sau desene asemănătoare cu acestea. În casete notează informații noi din textul citit. Să facem un exercițiu. Să presupunem că ai citit un text despre mijloace de transport. În casetele principale vei nota calea de transport, de exemplu, mijloace de transport pe cablu, iar în cele secundare vei nota tipuri de mijloace de transport. Aveți la dispoziție 3 minute pentru acest exercițiu. Obișnuiește-te să creezi imagini mentale despre informațiile pe care le citești sau poți să desenezi aceste imagini sau să le decupezi din reviste. De exemplu, creează cât mai multe imagini în minte despre modul de viață al oamenilor preistorici. Formulează întrebări care se referă la informații importante dintr-un text. Analizează următorul text și pune 3 întrebări prin care să identifici informații importante din acel text. Ai la dispoziție 3 minute. Vulpea roșie este cea mai răspândită specie de vulpe. Este animal carnivor, se recunoaște după corpul alungit, are picioarele scurte, coada stufoasă cu vârful alb. Are blana de culoare roșie și urechi ascuțite. Ea se hrănește cu animale mici, fură găini chiar din curtea omului, iar toamna consumă chiar și fructe de pădure. Trăiește în Europa, Asia și America. Probabil întrebările puse de tine sunt: cum arată, cu ce se hrănește și unde trăiește vulpea? Gândește-te care este cea mai importantă idee din lecția pe care o înveți. Poți să o notezi pe marginea haietului. Pune toate ideile împreună și fă un rezumat. Elimină informațiile care nu sunt necesare. Spune cu cuvintele tale sau notează rezumatul în haiet. Verifică dacă ceea ce ai înțeles este corect, făcând o comparație între rezumatul tău și informațiile din text. Explică cuiva ce ai înțeles din lecție.
poți face un scurt exercițiu pe baza textului despre vulpea roșie. Spune unui coleg ce ai înțeles din acel text. Dacă nu înțelegi ceva, cere ajutor profesorului tău. Spune exact ce nu înțelegi. De exemplu, nu înțeleg informația de la al doilea paragraf de la pagina 56. Ce înseamnă mai exact că vulpea este animal carnivor? Așa cum probabil știți, un animal carnivor este un mamifer care se hrănește cu carne. Felicitări pentru activitate! Dacă vei ține cont de cele 8 idei prezentate, ai șanse mari să înțelegi mult mai ușor un text. Mult succes!